ca să ne dăm seama de efervescența economică pe care a avut-o Botoșaniu în secolul al XIX-lea, vedem aici o statistică, din nou cu câteva centri mai importante, centri urbane mai importante din Moldova și lungimea străzilor în kilometri, deci străzilor asfaltate, cum ar veni astăzi, canalizarea și câți kilometri avea fiecare oraș, alimentarea cu apă, cum se făcea și iluminatul public, cum se făcea. Vedeți, Botoșaniu este în top și acolo și am putea spune că în 1912, după ceea ce s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, Botoșaniu era destul de bine pus la punct din punct de vedere al unui urbanism modern. Avea o rețea destul de mare de străzi asfaltate, vedeți, avea iluminat electric, public, evident, în zone importante, nu era tot orașul iluminat.